Teatru radiofonic pentru copii. Balul din împărăția noastră. Scenariu de Sidonia Drăgușanu. A fost odată ca niciodată. N-am început bine. A fost odată ne duce într-un trecut mult, mult prea îndepărtat, trezind și întrebarea: a fost sau nu adevărat? Ori cele ce urmează nu-s doar o născocire. S-au întâmplat a idoma, astăvară, în vacanță, într-un orășel înconjurat de dealuri multe, aproape toate verzi. În dimineața aceea de sfârșit de iulie, când stam și le priveam și când... Dar e timpul să sune gongul! Să ridicăm cortina! O gară. Gara din orășelul nostru. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uf, Mihai, mai avem încă 10 minute de așteptat. Și mi-e sete, și mi-e foame, și mi-e cald, și mi-e somn, și m-am plictisit și am obosit. Și mai bine stăteam acasă și ascultam muzică la magnetofon. Am o bandă nouă cu înregistrări de la Cerbul de Aur. Pe cuvântul meu. Bine, bine, pe cuvântul tău că te cred. Da, Maricica n-a venit? Uite-o acolo pe bancă. Să nu deranjăm, dragă Mihai. E cu totul și cu totul cufundată în lectura epistolelor semnate Aleodor. Ce caragios sună pe cuvântul meu, Aleodor. Nu e așa, Mihai? Pe cuvântul meu că Aleodor e numele fiului de împărat din basmul lui Spirescu. Da. Uite că vine și Valentin. S-a oprit în fața băncii pe care stă Maricica. Să-i strigăm: Valentine! Maricico! Valentine! Maricico! Ce strigați așa? Trebuie să afli chiar toată gara că pe mine mă cheamă Valentin și pe ea Maricica? Numai așa puteți deveni celebri, ingraților. Sunteți de mult aici? Închipuiește-ți, Maricica a venit la ora 9 dimineața să mă ia de acasă, deși știa foarte bine că trenul sosește abia la 11. Dacă nu veneam eu să te iau 2 ore mai devreme, mai ascultai și acum muzică la magnetofon. În orice caz, pe cuvântul meu, e mai interesant să asculți muzică decât să citești scrisori de la un necunoscut care îi scălește Aleodor. Ce părere ai, Valentine? N-am părerea cea mai bună despre invidioși. Să-ți fie rușine că vorbești așa. Pe cuvântul meu, dacă nu m-am supărat definitiv pe tine. Uite, plec chiar acum acasă. La revedere. Stai, grație, la ce te-a apucat? Uf, din nimic îți săreți, Andorazu. Să-mi ceară iertare, Valentin, și atunci mă împac cu el. Altfel, pe cuvântul meu că... Te rog, te implor, Grațiela. Milostivește-te de mine, păcătosul, și aruncă-ți iertare asupra mea. Spune, Maricico, da. Vine și bunica lui Viorel la gara? Nu vine, știe că l-așteptăm noi, așa că rămas acasă. Sosește trenul da? pe linia a doua. Mihai! Da? Uite-l pe Viorel! Unde? La fereastra vagonului. Al treilea. Da, acum îl văd, ne face semne cu mâna. Valentine, vino cu mine să ajutăm țâncurile la bagaje. Da, sunt Maricica și Grația, voi rămâneți pe loc. Ne așteptați aici, da? Hai, repede, duceți-vă! Vai, ce s-a mai înnegrit la mare Viorel al nostru! Și nu ți se pare că a mai crescut, Grațiela? Tu-i tot dai zor cu Viorel și pe mine mă interesează cine-o fi băiatul înalt cu cămașa albastră, care a coborât din tren odată cu Viorel. Uite, îl vezi? Le dă mâna cu Mihai și cu Valentin. Da. Bine ai venit, Viorele, bine ai venit. Stai, nu arăta. Măi, poți pe grijă lui Viorel ca o mămică, o Maricică. Și asta te deranjează? Doar îl cunosc de când avea 3 ani. Vai, negru mai e! Ce negru e! Bine v-am găsit!
găsit! Ce faci, Maricico? Oh, ai primit ilustrata mea? Am primit-o. Cum ai petrecut la Mare Viorele? Grozav! Știți până unde notam? Ia spune unde! Până la geamandură! Oh, l-ați văzut pe băiatul cu care am venit? Da! Știți ce vrea să se facă el după ce termină școala? Ce vrea să se facă? E în a 8-a ca voi! Așa, auziți? Vrea să se facă cascador la filme, la coproducții. Ce spui, Viorele? Cascador? Ia, ascultă, de ce râzi, Valentine? Spune mai departe, Viorele, pe mine mă interesează foarte mult. A fost premiat pe toată școala la Pitești. Nu numai premiantul clasei ca tine, Valentine. Acum s-a montat la școala de la noi. Voi știți că e campion la toate sporturile? O fi chiar campion mondial? Nu este încă campion mondial, dar el a zis că sigur o să fie. Degeaba râdeți. Voi știți că el a scăpat de la anec 5 persoane? 5? Cum, numai 5? Poate ai înțeles tu greșit, Viorele, or fi fost 555! Ia, nu-l mai lua peste picior, știi? Nici nu-i mai povestesc lui nimic. Vă povestesc numai vouă. Bine, hai, povestesc. Auziți, odată când merge el singur într-o seară pe șoseaua de la Ștefănești la Pitești... Cine? Cascadorul? Cum ziceai că-l cheamă? Costi Mare! Ei, lasă! Ne povestești despre el în drum spre casă, da? Hai să mergem! Îl ajut tu să-și ducă valiza. Sigur că da, se poate, hai să mergem! Hai să mergem! Dar spune, Viorele, ce s-a întâmplat când mergea Costi singur într-o seară de la Ștefănești? La Pitești, parcă așa ai spus, nu? Da! Și ce credeți că a văzut? A văzut întins pe pământ un om mort. Dar care nu era chiar mort de tot. Da, așa, numai puțin, sigur. Pe cuvântul meu că mă enervez, nu mă întrerupe. Mortul era rănit și leșinat când lovise o mașină. Și atunci Costi, cine, cascadorul, mondialul, eroul, nu? Ce a făcut, Viorele? Ce a făcut? L-a luat și l-a dus în cârcă la spitalul din Pitești. Formidabil. Fiți atenți, 15 km l-a dus singur în spinare. Nemai și viscolea afară și erau niște nămeți că la fiecare pas era gata să cadă cu morcul. De la Ștefănești la Pitești nu sunt mai mult de 6 km, copilule. S-a mai spus de atâtea ori, Mihai, să nu mai îmi zici, copilule. Împlinesc 9 ani. Fiți atenți. La spital a trebuit să-i se facă mortului tot felul de injecții ca să-l învieze. Și Costi a dat din sângele lui 5 litri. 5? Formidabil. Dar nu și-a oferit și inima să-i o transplanteze doctorul Barnard mortului, care de fapt nu era chiar foarte, foarte mort? Ba, află Valentine că el a vrut să o dea, dar doctorul de la spital n-a vrut să-i o primească. N-a vrut. Mi-a mai povestit multe, Costi. Cum s-a lungit el odată pe o șină de tren ca să oprească un accelerat din mers. Că dacă nu oprea Costi acceleratul, se rostogolea în prăpastie. Se rostogolea în prăpastie cu toți călătorii, că linia era stricată. Ascultă-mă, Viorele, eroul tău n-are încă statuie în Pitești? N-are, dar sigur o să aibă. O să-l cunoașteți și voi mai bine pe Costi și o să vedeți cine e el. Știți ce mi-a zis în tren? Dar mai bine nu vă mai spun. Spune, acum spune. Îți spun numai ție, Mihai, că tu nu râzi de mine. Mi-a zis că pot să mă bizui pe el în absolut toate ocaziile. Mi-a dat și un fluier. A zis că atunci când sunt într-o primejdie, să fluier de 3 ori și el vine îndată în ajutorul meu. Să mai îndrăznească vreun băiat din școală să mă bată. Fluier de 3 ori, vine Costi și îl face knockout. Ascultă, Viorele, fluieră tu acum. Dar ce, sunt în primejdie? Vrei tu să mă bați? Să știi că ești în mare primejdie. Te-a dus de nas și o să te mai ducă... Să știi, Valentine, că dacă mai râzi odată de mine, fluier. Să nu-ți pară pe urmă rău, de ce o să pățești? Ia uitați-l pe Gelu, zicea că vine și el la gară. Hei, Gelule, încotro! Eram sigur că o să veniți pe drumul ăsta și o să vă întâlnesc. De ce n-ai venit și tu la gară, cum a fost vorba? N-am mai putut să descui ușa. Eu o făcusem să se închidă și să se deschidă automat. Invenția mea! De închis s-a închis perfect, dar când am vrut să o deschid, nu știu ce naiba s-a întâmplat. A trebuit să sar pe fereastră. Acum lucrez la o invenție extraordinară! Dar să vedem cum or să intre în casă maică-mea și taică-meu când se întorc de la serviciu. E, Viorele, ce mai ai de spus? Vezi că nici în după amiaza asta nu și-a făcut apariția prietenul tău, Costi? Vezi? Ba, o să vezi că vine! Mi-a promis că vine! Am fost azi la el acasă. Are familie aici? Are o soră măritată la care stă. Sora lui are o fetiță de 6 ani, Anișoara. Ce facem? Stăm și-l așteptăm pe Costi?
Hai să ne jucăm, băieți. Ziceați că ne jucăm de cosmonauți. De mine mă plictisește jocul ăsta. Cum o să pierdem timpul în loc să ne ocupăm de balul nostru costumat care va avea loc aici în Zăvoi, în împărăția noastră. Nu mai avem decât 2 săptămâni pentru pregătiri. Pe cuvântul meu, Dana are dreptate. Să vorbim despre bal. Costi, băi, dați-l, v-am spus eu că vine. Costi, bună ziua. Bună ziua la toată lumea. Cu tine, Mihai, și cu tine, Valentin, am făcut cunoștință zilele trecute la gara. Din povestirile lui Viorel îi cunoști și pe ceilalți. Da? Da, tu ești Maricica, slăbiciunea lui Viorel. Nu? Ai ghicit? Ea este sigur Grațiela. Te înșeli, pe cuvântul meu ea este Dana. Eu sunt Grațiela, te rog să nu ne confunzi. O să mă străduiesc. Dar ce faceți aici? Cum vă petreceți timpul? Băi, stăm de vorbă, cântăm, inventăm fel de fel de jocuri, ne distrăm. Mă închipui. Am auzit că ai învățat la liceul din Pitești, Costi. Înseamnă că ai fost coleg de clasă cu vărul meu, Andrei Stoian. Da, Grațiela, am fost colegi. Dar ți-am mai atras odată atenția că pe ea o cheamă Dana. Eu sunt Grațiela. Da, am reținut perfect, pe cuvântul meu. Dacă ai fost coleg de clasă cu vărul meu, Andrei, știu că și el e premiant. Da, e printre primii elevi, printre cei mai buni elevi din clasă, da. Viorel, ne-a spus că ești premiant pe tot liceul. Da, sunt. Da, de ce te-ai transferat la liceul de aici? Din motive personale. Da, mai durează mult interogatoriul tău, Grațiela? Nu, mai bine povestește-ne câți ai mai salvat de la NEC, câți morți, dar nu tocmai morți, ai mai cules de pe drumuri și câți litri de sânge ai mai donat. Ia ascultă, Valentine, Valentin îți zice, nu? Dacă ți-aș dona eu ție acum un pumn în nasul ăla teșit al tău, ce-i zice? Să ai și tu ocazie să donezi măcar un kil de sânge. Valentin, Costi, dar genule, ce stai? Ajută-mă să-i despărțim. Asta e bună, abia v-ați cunoscut și v-ați încăierat. Dar Valentin l-a provocat pe Costi. Valentin face întotdeauna pe groază. Valentin, ei, Valentin, Costi, dați-vă mâna, hai, împăcați-vă. Bine, ne-am împăcat. Dar să nu mai umbli cu amenințări, cascadorule. Află că pe mine nu reușești să mă intimidezi. Termină mai bine să-i spunem și lui Costi ce am hotărât noi în legătură cu balul costumat. Uite, aici în Zăvoi o să fie balul. Costi, auzi? Cu muzică, cu dans. Și ne-am gândit că ar fi foarte frumos să ne costumăm în personajele cele mai cunoscute. Dana, pe cuvântul meu, nu explici bine deloc. În personajele cele mai cunoscute din cele mai cunoscute basme. În Zâna Zânelor, în Frumoasa Adormită, în Zmeul Zmeilor, în Făt Frumos, în... și așa mai departe. Știi, ideea mi se pare ridicol de copilărească. Da, găsesc că ar fi mult mai interesant, de exemplu, un bal costumat al celor mai celebre personaje din cele mai celebre piese de teatru. Romeo și Julieta, Otelo, Desdemona, Iago, Shylock, femeia îndrădnică. Am consumat ideea, Costi. La balul nostru de anul trecut ne-am costumat în personaje din teatrul lui Alexandrie. Așa că Oricum, ideea cu personajele din basme, cred că nici lui Viorel nu-i mai surâde. Chiar nu-mi surâde deloc, Costi. Nu-mi surâde și gata. Să ne gândim la ceva mai modern, mai interesant. Nu, da, mult mai actual și mai potrivit cu vârsta noastră. De exemplu, un bal al cosmonauților. Bravo! Pe cuvântul meu! Extraordinară ideea! Bravo, Costi! Într-adevăr, Grațiela, ideea este genială, dar ce? Zic prea puțin genială. Ascultă, Valentine! Te-am supărat cu ceva? Dimpotrivă, am spus că ideea ta este genială. Va să zică, noi, băieții, ne costumăm cu toții în cosmonauți, da? Perfect! Voi, fetele, stați acasă. Perfect, nu? Că n-am auzit să fi ajuns încă pe lună nicio femeie, nu? Deci, fetele nu vin la bal, rămân acasă și privesc la televizor cum dansăm noi pe lună. Că trebuie să dansăm și noi exact cum dansau cosmonauții, nu? O să fie un bal de toată frumusețea. Costi, tu nu știi de glumă, de ce vrei să pleci? Băieți, dar nu-l lăsați să plece. Și tu, Valentine, te rog, isprăvește odată cu ironiile tale. Isprăvește, dar cum? Ce-am fost ironic, Maricică? Costi, te rog, nu pleca. Hai, dacă Costi. Nu vii tu la bal, nu vin nici eu. Ba, o să venim amândoi, Viorele. Pentru tine și pentru mine o să fac rost de 2 costume de la teatru de aici. Cunosc eu pe cineva care sigur nu o să mă refuze, știi? Să știți că eu mă
mă costumez în albă ca zăpad. Și eu în scufița roșie. Și la marele bal din Zăvoi vom fi numai noi cei care suntem acum aici. Dar cum îți închipui așa ceva, Costi? Trimitem invitații colegilor și colegilor din școală. Păi așa, da, sigur. Și în cenușăreasa, care dintre fete se costumează? Eu nu, pe cuvântul meu. În niciun caz eu. Și nici eu. Știți? Eu sunt în căutarea cenușăresei. Fetelor, noi trebuie să ne apucăm serios de treabă, da? Sunt de părere ca până sâmbătă să nu ne mai întâlnim. Să stăm acasă și să lucrăm costumele. Dar sâmbătă să mergem cu toții la ștrand. Vrei și tu, Costi? Da, sigur că da. Am o idee. Știți, sâmbătă organizăm la ștrand un concurs de not și sărituri de pe trambulină. Bravo! Eu voi fi starterul. No, prea multă modestie strică. Nu, drăguțule, concurez și tu la rând cu noi. Mă rog, n-am nimic împotrivă. Atunci să-l facem starter pe Griguță, da? Mă duc eu pe la el pe acasă și îi spun să vină. Bine. Cu toate că sunt foarte ocupat. Lucrez acum la o invenție grozavă. Cum la una nouă și mai grozavă decât cea cu ușa? Domnule, ascultați, am un ceas deșteptător. Dar degeaba îl pun să sune că nu-l aud. Eu când dorm, știți, dorm ca un buștean. Și atunci, ce mi-am zis? Dacă aș face eu invenție, să-i aplic deșteptătorului un pulverizator. Când sună ceasul, să țâșnească din pulverizator apă drept pe ochii mei. Poate cine știe, mă trezesc mai mult. Ascultă să-ți pregătiți invenția. Ascultă, Gelule, nu poți tu să inventezi ceva? Un aparat cu care să descoperim cine este Aleodor. Care e Aleodor, Maricico? Un băiat care îmi scrie de câteva luni de zile scrisori pe care le scălește Aleodor. Scrisori foarte frumoase. Habar n-am cine se ascunde sub numele acesta și mor de curiozitate. Pe ce te prins că-l descoper eu? Da? Am descoperit odată la Pitești hoțul care a furat de la noi din bloc o butelie de aragaz. M-a felicitat și miliția. Altădată am descoperit... Cu siguranță piatra filozofală. Nu-i așa, Costi? E ora 11, nu? Am stabilit precis, ne întâlnim cu toții la 10 fix aici la ștrand. Bineînțeles, campionul n-a catadixit să vină încă. Mi-a zis mie că vine, sigur. Da, că ți-a promis ție, nu te-a mințit niciodată până acum, nu? În orice caz, trebuie să-l informăm pe Cascador că în grupul nostru nu se admite lipsa de punctualitate și nici fanfaronada și nici... Ea nu-ți mai da aere de comandant, Valentine, știi? Da. Ai început și tu, Maricica, să iei apărarea lui Costi? Băieți, uitați-vă, sosește! Unde? Ia uite, ce-i cu el? Abia merge, șchioapă-te! Da, ce-o fi pățit? Are piciorul bandajat? Abia se târâie! Uite, face doi pași și se oprește! Ce-i s-o fi întâmplat? Fugă-mă la el! Dă fuga și ajută-l pe veteranul din 7-7! Rău ești, Valentin! Și tu prea milostivă, Maricico! Mulțumesc, Viorel. Acum ajutați-mă unul dintre voi să mă așez aici pe marginea bazinului. Hai, ține-te de mine. Mulțumesc. Vai, dar ce ai pățit, Cascadorule? Termină, Valentine. Dar ce-i fac, mă, nu vezi? Lăcrimez de înduioșare. Ești foarte rău. Ia, spune, ce ai pățit? Costi, nu vorbi cu Valentin. M-a tras ieri de urechi. Vin de la policlinică. Doctorul a spus să nu mă mișc deloc. Și să schimb compresa din oră în oră. Purta compresă bicoloră și ucidea din oră în oră. E din cartea lui Apolodor, dar acolo e perucă bicolor. Apolodor. Te doare rău, Costi? Mă doare al naibii de rău, Dana. Dar o să-mi treacă, doctorul zice că n-ar fi chiar o fractură. Dar cum s-a întâmplat? Spune-ne, Costi. Azi dimineață m-a rugat sora mea să cobor în beci și să-i aduc niște borcane. Da. M-am împiedecat pe scări și m-am rostogolit ca o minge până jos. Mare minune că nu mi-a rupt și câteva coaste. Și cine te-a dus la policlinică? Cine să mă aducă? Sora mea trebuia să plece la servici, nu?
M-am târât cum am putut singur. Și de la policlinică, de ce nu te-ai dus direct acasă? De ce ai mai venit aici? Și ce ați fi spus voi despre mine dacă nu veneam deloc? Că sunt un neserios, nu? Că nu mă țin de cuvânt. Și câte altele ați mai fi avut de spus, așa că... cumplit mă doar. Să te ducem acasă, Costi. Nu, Mihai, nu. Nu, vreau să asist la concursul vostru. De ce nu începeți? Fiindcă țineam foarte mult să particip și tu la concurs. Îl amânăm pe altă dată. Da, și eu sunt de părerea ta, Valentine. Îl amânăm pentru sâmbăta viitoare. Da. Până atunci, sigur, te înstrăfănești și tu, Costi. Da, perfect. Așa. Ne întâlnim sâmbăta viitoare atunci. Eu mă duc să not. Voi faceți ce vreți. Eu merg cu tine, Costi. Te duc până acasă. Nu, Viorele, nu. Mă duc singur. Știi, nu vreau să afle sora mea că m-am întâlnit cu voi, că am venit la ștrand în loc să mă duc acasă. Știi, în halul în care sunt. Înțelegeți? O să-i spun că vin direct de la policlinică. Bine, Costi. Cum vrei tu? Dar te doare rău? Tare rău? Tare. Fetițo! Fetițo, n-auzi? Cu tine vorbesc. Ia vino până la poartă, vreau să te întreb ceva. Mamica mea și taticul meu nu-mi dau voie să vorbesc cu oamenii de pe stradă. Bine fac, dar ia spune-m totuși, aici locuiește familia Precup? Pe mamica mea o cheamă Emilia Precup și pe taticul meu o cheamă Traian Precup și pe mine mă cheamă Anișora Precup și am 6 ani și anul ăsta mă duc la școală. Foarte dar bine. Dar pe tine cum te cheamă? Valentin, știi, sunt prieten cu Costi. Costi nu e acasă, nici mămica mea, nici tăticul meu. Da, ia spune-mi, unde e Costi? Mămica i-a zis lui Costi să stea acasă și să citească. Dar Costi a plecat, nu știu unde a plecat. S-o fi dus la policlinică, nu? Unde? La doctor. Spune-mi, tot așa răul doare piciorul? Piciorul? Nu știu. Păi n-a căzut în pivniță ieri? Nu și-a scrântit un picior? Nu știu. Când a căzut în pivniță? Spune-mi, n-ai văzut că merge șontâc-șontâc? Cum merge? Adică, uite așa, șcapătă, uite așa. Nu șcapătă. Aseară Costi s-a jucat pe stradă cu alți băieți de-a fotbalul. Ești sigură, fetițo? Da, Costi nu vrea să se joace cu mine. Zice că eu sunt prea mică și zice că el e mare și nu vrea să se joace cu mine. La revedere, cum ai? La revedere, Anișoara. Să-i spui lui Costi că l-a căutat Valentina. Valentin, de unde vii, Valentine? De la Costi, de acasă. Pariez că și tu tot la el te duceai, Mihai. Da, vreau să știu cum îi mai merge piciorul. Da, da, bolnavul nu e acasă. S-o fi dus la policlinică. Cu siguranță, ieri invalidul nostru a jucat fotbal pe stradă. Da, imposibil, abia mergea ieri dimineață la ștrand. Cum poți să spui că... Hai să ne așezăm pe banca asta. Foarte, foarte bine. Să-l așteptăm aici. Din orice direcție ar veni, tot trebuie să treacă prin fața noastră. Și eu sunt foarte nerăbdător să-l văd. Cred că vei avea o surpriză. Ce surpriză? Puneți-vă în minte la contribuție. Un așa zis campion polisportiv trebuie la un moment dat să-și dovedească competența, măcar la unul din sporturi. La un not, de exemplu. E, da, ce face fanfaronul ca să iasă din încurcătură? A? Se travestește în accidentat. Acum văd, Valentine, că într-adevăr ai pică pe el. Dacă poți să vorbești așa cum vorbești. Cum? Uite și pe Gelu. Gelule, ce v-ați așezat aici? Stăm și noi pe bancă la soare. Te duceai la Costi? Da, cascadorul nu e acasă. Stai și tu aici lângă noi să-l așteptăm. Știți că mi-a reușit invenția cu ceasul deșteptător și cu pulverizatorul. Ce vorbești, Gelule? Adică o să-mi reușească. Mai am puțin și e gata. Păi de ce nu ți instalezi mai bine un duș scoțian la ceasul tău deșteptător? Și o bicicletă care să te transporte din pat direct la școală? Totdeauna ai fost așa. Ia fiți atenți. Ce? Uitați și ne vine. Costi! Într-adevăr, nici urmă de bandaj. Și merge foarte bine. Am avut sau nu dreptate? Ia, hai băieți, să ieșim înainte. Să-l facem să-i crape obrazul de rușine. Hai să vedem. Da. Costi, Costi, te mai doare piciorul? Ieri abia merge și... Ia uite, acum văd că ești bun. Da, mi-am pus ieri toată ziua compresă cu apă de plumb. Dar așa dimineață piciorul era complet desumflat. Nu mai simt nicio durere. Să pui apă de plumb și la gogoșile umflate pe care ni le torn. Adică ce vrei să zici, Valentine? Că, de exemplu, n-ai bănuit că o să venim azi la tine în vizită. N-ai avut nici măcar grijă să o înveți pe Anișoara să ne povestească cum ai jucat fotbal aseară.
fanfarorule! Bagă de seamă, Valentine, sunt campion și la box! Campion ca la not! Ascumpără-te, Cosi, nu ți-e rușine? Totul sar la bătaie după ce te-am prins cu minciuna. Te uită! Îți arăți colțul și tu, Mihai! Are dreptate, Valentin! Ești un lăudăros, Costi! Și un mincinu! Ia mai toți, inventatorule! De ce nu inventezi pentru uț personal un creieraș mai inteligent? De ce n-ai mințit, Costi? Eu nu mint niciodată! Asta s-o știi! Să vă fie vouă rușine că stați la pândă! Că mă spionați! Dar cu ce drept? Cine sunteți voi să veniți în control la mine? Pe mine v-ați găsit voi să mă controlați? Pe mine? Pe tine, pe tine! Vezi, Mihai? Vezi cum mă provoacă? Eu te-am întrebat de ce ai mințit, Costi. Da. A fost o minciună că ai căzut în pifniță, nu-i așa? Recunoști că a fost o minciună? Ei, da, recunosc. N-am avut niciun accident. N-am vrut să particip la concursul vostru. Fiindcă eu sunt campion. Și voi, ce sunteți? Voi niște biezi diletanți. Nu ai fost în stare să înțelegi noblețea gestului meu. Noblețea minciunii. N-am vrut să vă pun în inferioritate față de mine. Erau și fetele la șran și voi vreți întotdeauna să faceți pe grozavi față de ele. Ție vreau să-ți spun tot adevărul, Mihai. Mie? Da, ție. N-am vrut să câștig eu concursul. Am vrut să te las pe tine să-l câștigi tu. Cum? Da. Mi-am bandajat piciorul ca să am un motiv să nu iau parte la concurs. Să-ți las ție gloria. Dar de ce? Nu înțeleg. Păi dacă e adevărat că ești un mare înnotător, n-ai decât să o dovedești. Nu, oricând. Pun însă o condiție. Ce condiție? Până la proba contrarie, să nu suflați o vorbă fetelor. Și nici lui Viorel, el are încredere în mine. Perfect, nu vom sufla o vorbă. Să fixăm concursul pentru... Pentru când? Azi e luni. Până sâmbătă dimineață n-am timp. Bine, fie și sâmbătă. Deci, sâmbătă dimineață, la orele 10, în fața strandului. Dana? Da. Eu credeam că-ți place Costi, pe cuvântul meu. Ba ție, Grațiela. Mi-ai și spus că ți-a plăcut de când l-ai văzut prima dată pe peronul gării. Atunci mi-a plăcut, dar pe urmă nu mi-a mai plăcut. Fiindcă nu ți-a dat nicio atenție. Tu știi că într-o zi Costi a vrut să mă sărute? Pe cuvântul tău? Pe cuvântul meu. Dar n-am vrut eu. Ce spui? Da, și dacă vrei să mai știi, de atunci nici nu mai pot să-l sufăr. Mai pune tu, Grațiela, odată vârsta întrebărilor. E vârsta întrebărilor și simt astăzi inima că nu mi se cânte ar vrea. Fiorul ce-am murit în ea e totul încântător. Ce faci, Costi? Te-ai însănătoșit? Nu chiar de tot. Știi, vin chiar acum de la policlinică. Abia azi mi-a scos doctorul bandajul de la picior. Stai jos, Maricico, să mănânci o înghețată. Mă duceam la librărie să văd ce cărți noi au mai apărut, așa că... Eu m-am mai oprit aici la cofetărie să beau un Pepsi. Hai să stau și eu un pic cu tine. Ce faci toată ziua? Cum îți petrești timpul? Păi, acum sunt ocupată cu costumele pentru bal. Altfel citesc foarte mult, îmi plac cărțile de literatură. Mie îmi plac piesele de teatru. La Pitești nu pierdeam niciun spectacol. Ce ne facem, Valentine? Plouă cu găleata. Da. Mihai, noroc că mi-a venit ideea să ne adăpostim sub streașina asta. S-a lăsat-o în frig, băieți, până în octombrie, nu în august. Dar cum ne-a inventat încă, gelule, o mini umbrelă? Să porți în buzunar ca pe un stilou simplu, nu? Am să inventez eu una, n-ai grijă. Eu cred, băieți, că amicul nostru Coste a făcut el ce a făcut și a comandat ploaia asta torențială numai ca să scape și azi de concurs. În orice caz, săptămâna viitoare nu mai avem timp de concurs. Trebuie să ne ocupăm de balul nostru. Nu-i nimic, nu ai. De concurs tot nu-l iertăm pe Costa. Păi sigur, să ținem concursul de not o zi, două după bani. Bună dimineața, Costi! Bună, Viola! Te-am căutat și ieri, dar nu te-am găsit acasă. Unde ai fost? Mă duc zilnic la policlinică, dar sâmbătă e balul și vreau să dansez și eu. Dar văd că bandajul nu mai porți. Azi mi l-au scos, dar tot mă mai doare piciorul. Tot șchiopătesc. Ia să-ți fac o probă de mers. Nu, stai. Acum mă doare al năibii. Nu cum te mai căsni să mergi, Costi. Stai mai bine jos. Da, stau. E, ce mai faci, Viorele? Ce mai... Bine.
Știi, Costi, m-am gândit foarte mult la ce mi-ai spus tu într-o zi. Ți-aduci aminte? Tot aici, la tine acasă. Ce ți-am spus? Ai zis că orice om trebuie să facă măcar o dată în viața lui ceva cu totul ceva și cu totul. Ceva cu totul și cu totul excepțional. Da, da, așa am zis. Da, și mi-ai povestit, cu toate că știam și eu, de unul Chichester, care a plecat cu o barcă pe mare să facă în conjurul lumii. Da, și pe mare și pe Pacific. Și am mai vorbit noi doi, Costi, și de unul care a plecat cu o embarcațiune de papirus. Da. Thor Heyerdahl. A, da, a trebuit să abandoneze. Eu n-o să abandonez. Da, ce n-o să abandonez, Viorele? Costi, a făcut cineva până acum în conjurul lumii pe trotinetă? Mi se pare că nu. Vrei să fii tu primul? Eu n-am mai mers de mult pe trotinetă. N-am mai mers de când eram mic. Și? Dar o să încep iar să merg ca să mă exersez. Întâi o să fac în conjurul orașului. Și asta o să fie ceva excepțional, nu? A, da. Ghirlande nesfârșite, aurii, argintii, lampioane, tot felul de lampioane și în toate culorile, roșii, albastre, verzi, portocalii, violet, se balansează pe crengile copacilor. Ochii lanternelor își furișează privirile de foc printre arinii și mestecii înalți. Coamele dealurilor par cete de voivos călări, gata să străpungă luna. Luna ca un coi furiaș din care se prelinge o lumină de sidef. Și parcă toate stelele și-au dat întâlnire în seara aceasta pe același var albastru al cerului care și-a urcat creasta deasupra zăvoiului, acolo unde se desfășoară un bal ca în basme, cu o lume de basme. Costumația ta, Viorele, crede-mă, e foarte reușită. Costi și-a făcut, stai că am uitat cum îi zice, o hlamidă roșie de împărat, da? Dintr-o pătură roșie. Aha. Uite-l. Unde? Tu, Maricico, ești cu adevărat Ileana Cosânzana. Vreau să dansez cu tine, Maricico. Acum a venit Mihai, fă-ți frumos să mă ia la dans. Pe urmă dansez și cu tine, Viorele. Grațiela, zâna zânelor! Nu mă îndoiesc că mi-ai rezervat mie acest dans. Îți răspund chiar cu cuvintele din basm, Costi. Trebuie să treci dealuri, văi, colnice, să străbați păduri întunecate și de picior neumblate și până nu vei izbuti să faci ce n-a făcut om pe lume, să nu dai ochii cu mine. Pe cuvântul meu! Vine, ca o urgie vine! Nu pe un roi bun aripat cu jeratic îmbrășat, pe o mătură am călecat! Muma pădurii! Muma pădurii! Dansezi acum cu mine, Costi? Ai dansat cu toate fetele, numai cu mine, nu? E chiar foarte urât din partea ta. Dacă ai ști ce am să-ți spun, ce-am aflat. O să-mi spui cu altă ocazie, Dana. Scuze-mă, acum n-am chef să dansez. Bine, Costi, bine. Eu am vrut să-ți dovedesc că sunt o prietenă sinceră.
Grațiela, vino să-ți spun ceva. N-am timp acum, Dana, m-a invitat la dans, Mihai, pe cuvântul meu. Stai tu 2 minute, că e foarte interesant ce vreau să-ți spun. O să rămâi cu gura căscat. Ei, hai, spune repede. Astă seară, când mă pregăteam să plec la bal, mi-a adus factorul o scrisoare. Ghici de la cine? Dansezi, Grațiela? Ah, cu plăcere, Mihai. Maricico, ești cea mai bună fată din lume. A? Am o surpriză pentru tine. Ce surpriză? Am aflat cine este Aleodor. Ai aflat? Mm-hmm. Spune repede cine este. Îți spun, dar nu acum. De acum ce? Mă duc să o la dans pe cenușăra sa. Până nu mă repește alt fiu de... Alergă, Dusty, alergă! Valentine, am primit azi o scrisoare de la... Uite, uite scrisoarea, Valentine. Citește-o și tu, o să rămâi, pa! Iată-mi-o! Valentine, scupița roșie? Adică Dana? Mi-a dat o scrisoare. Am uitat să o citesc. Am să o citesc acasă. Dormi. Iartă-mă, Costi, că am trimis-o să te cheme aici în curte. Te-a trezit din somn, nu? Da. Câte ceas sunt, Maricico? 11:30. Știi, aseară la bal n-am mai dat de tine. Da. Și de aseară, de când mi-ai spus că ai aflat cine este Aleodor, nu mai am liniște. Hai, hai, spune-mi odată, spune-mi, te rog. Am stat și m-am gândit mai bine, Maricico. Și... Aleodor nu știe ceea ce am aflat eu din întâmplare. Ce? Nu cred că am dreptul să-i trădesc secretul. Dar te rog, Costi, te rog, dacă vrei, îți promit că nu o să-i spun niciodată lui Aleodor că am aflat de la tine. Nu, mă tem că nu-ți vei putea ține făgăduiala, știi? Îți va fi de altfel și foarte greu să o ții. Tu să știi, Costi, dacă eu promit ceva, e sfânt. Bine, Maricico, te cred. Așează-te aici ca să nu cazi jos. Aleodor e Mihai și Mihai e Aleodor. Nu cred. Ești sigur, Costi? Zilele trecute l-am văzut pe Mihai la poștă. El nu m-a observat. Expedia o scrisoare pe numele tău. Un plic lunguieț, galben. Am primit în urmă cu câteva zile o nouă scrisoare de la Aleodor. Un plic galben lunguieț. Ah, Costi, Costi, mai bine nu-mi spune. Nu, să nu-i spui că ai aflat, Maricico, auzi? Ce rost nu-i... ar avea să-i spun? Nu vreau să-l mâhnesc, ca prieten, mi-e drag, dar... Ia, te uită, Maricico, cine-i la o poartă? Dar ce eu fi apucat să vină cu toții la mine azi? Intrați, poarta-i deschisă! Serios? Da! Hai! Bună ziua, Costi! Dar ce-i cu voi? Ce nu par prea bucuros de oaspeți, Costi. Noi? Da. Dar tu cu ce ocazie pe aici, Maricico? Am trecut pe la tine pe casă, vroiam să te luăm cu noi, să iei și tu parte la discuție. Nu îmi plac deloc privirile voastre, mai ales a ta, Valentine. Ce vreți de la mine? Ce doriți? Află că nici nouă nu ne place privirea ta, care vrea să pară sinceră, Valentine, deschisă chiar. Ce aveți iar cu Costi? Ce o să afli imediat, Maricico, imediat. Lăsați-mă să-i spun eu lui Costi. Eu am primit scrisoarea, nu voi. Nu mă interesează deloc corespondența pe care o primești tu, Dana. Știi? O să vezi că te interesează. Mi-a scris Andrei, vărul meu și fostul tău coleg de clasă de la Pitești. Prostănacul ăla! Prostănacul ăla a trecut clasa cu premiul 2. Da, tu, deșteptule, ai rămas corigent la fizică și la chimie. Ai venit aici și te-ai leudat că ești... Te-ai leudat că ești premiantul școlii, pe cuvântul meu! Nu e adevărat nici că ești campion la toate sporturile. Da. Mi-a scris vărul meu că ai luat o singură dată o mențiune la patinaj. Da. Voi n-ați fost în stare nici măcar atâta. Și cu ce drept mă judecați? N-am nevoie de voi. Luați-o din loc. Până nu-mi ies din pepen. Haide imediat. Maricica, nu. Tu dacă vrei poți să rămâi aici. Stai aici. Costi, este adevărat tot ce am auzit? Să-ți fie rușine, Costi. Ești un mincinos, un fanfaron. Nu mai minciuni ne-ai spus. E adevărat? Da. Mi-a plăcut și mie să-mi bat joc de voi. Na. Ce vă credeți deștepți, mai ales tu, Valentine.
Ascultă, am rămas pe nedrept, corigent. Pe nedrept. Am fost persecutat. Profesorul de fizică și de chimie n-avea ochi să mă vadă. Ăsta e adevărul, dacă vreți să știți. De ce încerci, Costi, să acoperi o minciună cu alte minciuni? Ia mai slăbește-mă și tu, Mihai. Și toate vitejiile tale cu care i-ai umflat capul lui Viorel sunt tot numai minciuni. Pe cuvântul meu, nu sunt mincinos. Și ce dacă i-am spus și eu lui Viorel niște povești frumoase? În orice caz, povești din care avea ce să învețe, nu? Ce învețe? Da, Viorel și-a făcut un model din mine. Frumos model, n-am ce zice. Da, după ce că ești mincinos, mai ești și îngânfat. Da. Ia te uită, a prins Gers și inventatorul. Ascultă, dacă vrei să mai rămânem prieteni, încetează să mai vorbești așa și să mai minți. L-am dibuit eu, Maricico, de mult că este un mare mincinos și lăudăros. Eu am descoperit și minciunea cu piciorul lui scrântit. Țineți minte când a venit bandajat la ștrand? Da, da. Și atunci ai mințit, Costi? Nu, o să-ți explic ce a fost atunci. De ce nu vrei să recunoști, Costi? Ce tot vrei să mai recunoști, Mihai? Ce tot? Că, de exemplu, ai rămas corigent fiindcă erai un lene și pentru că trageai chiulul de la școală, premiantule, polisportivule, eroule, era să rămâi repetent. Da. Nu vezi, Valentine, că nu-ți mai dau nicio atenție? Vrei să știi, Mihai, de ce lipseam câteodată de la lecțiile de chimie și fizică? Lipseam pentru că... Lipsești de la alte materii. Îți intrase în cap să te faci cascador. Da. Uite, treaba mea ce vreau să mă fac. Asta, în orice caz, nu te privește pe tine, Dana. Tu poate o să mă înțelegi, Maricica. Am un unchi regizor de teatru. Da. De câte ori aveam ocazie, mă duceam la repetiții, la spectacole. Da. Ți-am spus că mă pasionează teatru. Voi toți sunteți niște tocilari. Ce-ți mai face ceasornicul tău deșteptător cu pulverizator, gelule, ha? L-ai mai dresat? Poate îl dresezi să te și încalțe dimineața. O să-ți arăt invenția când o să fie gata, să vedem atunci ce o să mai zici, știi? Băieți, am luat două fire electrice și le-am aplicat în spatele ceasornicului, acolo unde e fluturile pentru întors ceasul ca să sune, știi? Firele puse apoi în priză. Un alt fir electric care leagă tot de fluture, un auxiliar pentru stropit rufe. Văd că ai capul plin de fluturi și fluturași inventatorului. Lăsați toate astea, lăsați! Mie îmi pare rău de tine, Costi. Ai început, barem, să înveți pentru corigențe, hă? Dar ce-ți închipui? Sigur că învăț, sigur. Ți-ar fi poate mai ușor dacă te-ar ajuta unul dintre noi. Ascultă, Costi, vrei să înveți cu mine pentru corigențe? Cu cine, Valentine? Da. Să faci pe grozavă cu mine, să-ți iei aere de profesor. Lasă-mă. Poate să mă tragi de urechi, să mă pui la colț, nu? Știu că asta ți-ar place. Sigur că ți-ar place. Măi, Costi, nu mai prostii ți-ți din gură. Crede-mă, vreau să te ajut. Da. Cu toții vrem să te ajutăm, Costi. Vreți să mă ajutați, da. Și dacă trec clasa, să vă lăudați că e meritul vostru, nu al meu, așa-i? Lăsați-mă, o să mă descurc eu și fără voi. Eu zic să începem chiar de mâine lecțiile, da? Mâine? Chiar de mâine? Da. Epilog. Scurt epilog. Moralizator, nemoralizator. Ar fi foarte frumos și pilduitor să putem spune acum: din sursele cele mai sigure suntem informați că elevul Costi Mareș a devenit un model de conștiinciozitate, de hărnicie, de... și că sub influența prietenilor lui, Maricica, Mihai, Grațiela, Valentin și a celorlalți, da, sub influența acestora, Costi Mareș s-a schimbat. S-a schimbat radical. Ar fi greu de crezut, nu? Totuși, Costi Mareș, îndemnat, ajutat de prietenii lui, și-a trecut corigența. E ceva, nu? Acum e coleg cu ceilalți în clasa 8. Și parcă a devenit ceva mai modest. E tot ce vă putem spune deocamdată despre el. Sperăm că altă dată mai mult. Ați ascultat Balul din Împărăția Noastră, scenariu radiofonic de Sidonia Drăgușanu. Au interpretat Mariana Oprescu, Veronica Strugaru, Stella Popescu, Atena Demetriad,
Paula Rădulescu, Elena Pop, Dina Protopopescu, Valentin Plătăreanu, Gabriel Marinescu, Dan Vaniec. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia muzicală Mihai Roman. Regia artistică Mihai Pascal. Emisiunea Teatru Radiofonic pentru Copii s-a terminat.